o prietenie care mi-a adresat. O să fac un roleplay, adică o să fac un... Înseamnă să vorbești pe microfon cu playerii, dar ceva nu o să fac așa și o să fac asta. Vreau că m-am gândit și video-ul ăsta o să fie foarte scurt, nu așa de tare, dar o să țin la un pic el. Deci, hai să începem! A fost odată că niciodată noi iubim. Stăteau, iată acolo, stăteau. Pietru era sărbătoarea preferată, Halloween. Și Crăciunul și Paștelul. Dar azi ies lupul cu roșu la urechi. Azi ies. Măi, ce să zic, e așa de frumoasă sărbătoarea asta de Halloween. Mă rog, există și lucruri pe care nu există și lucruri. Aia nu-mi plac bine, știai? Ai adormit. La mine mai stau un pic și după o să adorm și eu. Și a stat, a fost extrem de sub. Și s-a dus acolo să doarmă și ea. Ea a fost foarte, foarte scurt. Și a adormit. Și de-am a rămas, dar a rămas chiar singur, fără el ăla ningur. Dar a rămas Emil cu el. Se pare că a mai venit cineva, dar nu știa pe unde să intre. Și ea a dormit. Deci i-a venit o idee super mișto să doarmă singură. Sau să caute pe el. Și nu voia să lasă pe Emily pentru că era copil. Și a dormit. A vrut să doarmă. Și a dormit lângă Emily. Și pe ea o chemea Red Black și pe ea o chemea Emily. Deci Red Black a îndrăznit să își schimbe numele. Un minut să-și schimbe numele. Și și-a schimbat numele, deci a dormit, dar voia să plece de acolo. Era ceva care putea să plece de acolo. Și a vrut să alege pe aici. Și iată vorbeau ei. Și a drăzit. Și a vrut să țipe să îi atace. Și a pus pe birou și a... Grâia. Și el a zis grrrr. Era foarte nervos. Vezi că și el să-i atace. Nu știa ce să facă, dar ia smici. A zis ia smici și el doace. Și deci a vrut să-l atace. Peste o... După a încetat să se bată, deci nu a mai vrut să se bată, pentru că el voia și el să plece de acolo și s-a dus la copil. Și era și că ceva, era cineva cu aripi și a drăzit să stea lângă el. Și voia să apare pe lie down și el a zis, hai adică bună regret. Mi-a răpost Diwali în India. Of, i-am... Și el a drăzit și... Da. Și i-a zis, what? You doing? Înseamnă ce faci în engleză.
Și el a plecat, s-a enervat extrem de rău și a plecat. Deci și el a drăzit să se transforme în altcineva. Dar dintr-o dată s-a uitat la el. Îi străluceau ochii. Dar lui nu îi strălucea deloc, pentru că era un lup normal. Și i-a drăzit să zică România. Nu asta e România, dar este Moldova. Ok. El a trebuit să știe că doar mă stau să păzească. Deci a păzit și el nu accepta cei cu robul.